apropo, ascultă declarații după prima partidă în turneul play-off. Ce pot să vă zic? Felicit echipa Universitatea Timișoara pentru jocul prestat în primul rând, pentru faptul că a arătat că sunt favoriți acestei serii, favoriți și la promovare. Să sperăm că o să-i regăsim din seria noastră în prima liga țării. Aici, după câte am înțeles, contează și alți factori, cum ar fi financiar. După cum am spus, felicit echipa adversă, un joc foarte bun. Noi, din păcate, n-am reușit să ne ridicăm de foarte multe ori pe parcursul jocului la nivelul adversarului nostru, dar, din fericire, au fost câteva momente, puțin într-adevăr, în care am ridicat la nivelul adversarului și asta, cel puțin mie, ca și antrenor, îmi dă speranțe că suntem pe un drum bun și putem crește în continuare. Condiția să avem continuitate. Îi felicit pe băieți pentru efortul depus, îi felicit pe cei tineri care au intrat în echipă și astăzi am avut 4 jucători de 17 ani, 2 de 18 ani și acești jucători nu pot numai să crească în astfel de jocuri. Sper că au învățat și au acumulat experiențe de joc pentru că procesul de antrenament se comportă bine, vin antrenamente, lucrează bine, sunt serioși, ambițioși și acest lucru nu poate decât să mă bucure și să arate că pe viitor ne putem baza la campionatul de jucători buni și jucători care pot să facă o echipă care să se bată la primele locuri. Da, stă cu timpul și după cum am spus, doar după acumularea unei experiențe de regim competițional. Urmează partida de la campionatul zic cu aceeași echipă. Cum veți pregăti această partidă? La fel cum am pregătit și astăzi, încercând să eliminăm greșelile care le-am făcut în jocul de astăzi și în același timp să ne îmbunătățim unii factori ai jocului, după care ar fi, după părerea mea, blocul serviciu și primirea pe linia a doua, din a doua minge. Vă mulțumesc și succes în continuare. Vă mulțumesc mult și să dea Dumnezeu să fie.